Românii îngrașă porcul în ajun și ascund gunoiul sub preș, de aceea nu scăpăm de amenda europeană din cauza întârzierilor în ecologizarea gropilor de gunoi. Ministrul Mediului Nicolae Nemirski crede că este totuși destul de posibil ca până la îndeplinirea tuturor etapelor procedurii de infringement România să regleze situația zecilor de gropi de gunoi neconforme și să nu plătim totuși cele 200.000 de euro pe zi amendă. Nemirski apreciază că în circa 2 luni Comisia Europeană ar putea trimite scrisoarea prin care va întreba România dacă s-a conformat angajamentelor asumate. Ministrul mai arată că până astăzi, când a expirat termenul stabilit, din cele 78 de depozite municipale neconforme care trebuiau închise, și-au sistat activitatea doar 19. Am încercat să fac o simulare, vreo 200.000 de euro. Acum nu știu că vor fi 200.000, că sunt alte principii care stabilește Curtea Europeană de Justiție. Păi, deocamdată plătește Guvernul României. Ar trebui să plătească Guvernul României. Dacă vom ajunge în această situație, eu sper că nu. Deci, de fapt, plătește toată lumea. Invitatul orei de știri, domnul Costel Popa, directorul unei organizații ecologice. Bună seara, bine ați venit! Iată că se știa totuși de foarte multă vreme despre această obligație pe care o avem de a elimina aceste gropi neecologice. De ce credeți dumneavoastră că în ultima zi a rămas gunoi și se pare că vom avea probleme? Într-adevăr, întrebarea de bază este cine este responsabil pentru acest prejudiciu adus României, care este în parte sau ar putea fi în parte un prejudiciu financiar, dar este în primul rând un prejudiciu ecologic care este adus României. Da, toată lumea problema se gândește în primul rând la bani în momentul ăsta, uitându-o. Evident, și aici putem vedea rolul foarte important al Comisiei Europene pe care îl joacă în ceea ce înseamnă politica românească la nivel local. Problema este, într-adevăr, cine este responsabil pentru această problemă și, din punctul meu de vedere, cred că, în primul rând, sunt consiliile județene. Până la urmă, responsabilitatea amenajării acestor gropi ar fi revenit autorităților locale, iar consiliile județene trebuia să demareze procedurile de realizare a planurilor integrate de management mult mai devreme și să le finalizeze. Sunt județe care au terminat foarte de curând aceste planuri, așa încât, evident, nu prea aveau cum să le și facă și să și acceseze fonduri europene pentru realizarea acestor gropi ecologice. Din acest punct de vedere, uneori au apărut și probleme, căci au fost localități care au încercat să facă acest lucru, mai mici, municipii sau comune care au încercat să-și facă gropi ecologice, însă în lipsa unui plan de management la nivel județean nu se putea și unii chiar au cheltuit bani pe studii de fezabilitate. Totuși, n-ar fi trebuit ca aceste autorități locale, în cazul în care nu sunt în stare, nu reușesc să facă acele planuri, să fie susținute de la centru, să fie existat în Ministerul Mediului un proiect foarte clar care să susțină autoritățile locale? Sunt convins că o anumită susținere exista, însă întrebarea este de fapt câtă presiune a existat de la centru asupra autorităților locale. Și aici este într-adevăr o mare problemă și o mare responsabilitate a autorităților centrale, guvernului și a ministerilor care se ocupă de această problemă. E adevărat că de multe ori responsabilitatea pasându-se și nefiind directă a guvernului în relația mai ales cu Uniunea Europeană, ea la nivel local se diluează. Din acest motiv este esențial rolul Ministerului Mediului în a pune presiune pe autoritățile locale prin organismele pe care le are pentru a-și îndeplini aceste obligații. Aș vrea să mai adaug și faptul legat de amendă. A precizat domnul ministru ceva mai devreme că amenda o va plăti guvernul și, mă rog, formal așa este, însă în cele din urmă a trebuit plătite de autoritățile locale, căci a lor era responsabilitatea. Și implicit vina că n-au rezolvat. Aceasta este o parte a problemei. Partea a doua problemă este cum rezolvăm această chestiune. Și nu este vorba doar de gropile de gunoi, care în multe cazuri sunt de fapt munți de gunoi. Asta este marea problemă și de aia ne și obligă Comisia Europeană să rezolvăm această problemă. Însă în procesul de rezolvare este esențială problema gestionării deșeurilor într-un mod ecologic, anume prin colectarea selectivă a deșeurilor. Asta e adevărata provocare pentru populație, de fapt. Poate și populația ar trebui educată să facă acest lucru. Poate și aici ne împotmolim. Populația este unul dintre cei doi actori în această poveste. Ei trebuie să facă acest lucru și în unele cazuri, mai ales în marile municipii, au început să apară
centre de colectare selectivă și posibilitatea de a colecta selectiv. Însă, pe partea cealaltă, de asemenea, responsabilitatea revine autorităților locale, pentru că trebuie să asigure infrastructura, și revine și guvernului și legislativului, pentru că trebuie să asigure cadrul care să impună acest lucru. Vă dau un exemplu. Dacă gunoiul pe fiecare dintre noi ne-ar costa mult mai scump să-l depozităm la grămadă, atunci am fi foarte atenți asupra modului în care colectăm și n-am pune totul în gunoiul scump care se duce la groapa de gunoi. Din acest punct de vedere, există o diferență între România și celelalte state vestice, unde o tonă de gunoi dusă la groapa de gunoi este mult mai scumpă decât este în România. Acestea sunt politicile care ar putea duce la o gestionare sustenabilă a deșeurilor. Și trebuie subliniat și faptul că problema deșeurilor nu a fost destul de mult discutată în România și este mult prea importantă pentru a fi, cum a spus bine la început, pusă sub preș. Sub preș, da. Știți, noi vorbeam despre desfințarea gropilor și mă gândesc ce fac oamenii, cum îi dezobișnuim să nu se ducă la aceeași... S-a închis o groapă de gunoi și ei să nu se ducă din obișnuință în același loc și să arunce pe același loc. Oamenii nu se duc la groapa de gunoi direct în general, ci duc gunoiul, fie li se ia de acasă, din poțe sau de la bloc, fie la țară au locuri speciale unde îl pot depozita. Vorbim acum de gropi ecologice, însă încă o problemă este faptul că multe zone din România nu sunt deloc conectate la un sistem de salubrizare. Practic, oamenii aruncă în curte sau pe râuri, în, acolo unde care apa trebuie curățate, o altă muncă. O altă muncă care de obicei este făcută voluntar. De voluntarii organizațiilor ecologiste și, slavă Domnului, sunt sute de voluntari cu care am lucrat și unde am participat la astfel de acțiuni. Însă ce facem noi este, până la urmă, un gest simbolic, un gest care să atragă atenția autorităților că acolo sunt tone de deșeuri, acolo unde mergem noi, adică exact în zonele de multe ori protejate, așa cum e și Delta Dunării. Noi sperăm că prin acțiunile dumneavoastră totuși să impulsionați și nu doar autoritățile, dar și populația să știe ce are de făcut. Bine, totul depinde până la urmă de bani, pentru că aceste gropi ecologice vor costa bani. Sperăm că se vor și realiza. Domnule Costel Popa, vă mulțumesc pentru prezența la Ora de Știri.